Iar zeci de pensiuni din zona Bran Moiciu, scoase la vânzare mult sub prețul pieței, nu-și găsesc proprietari de câțiva ani. Multe au fost construite în anii 2000 și n-au mai fost modernizate. Vânzătorii au crezut că faimosul castel Bran și frumusețea naturii sunt de ajuns, dar potențialii clienți preferă să ridice o unitate de cazare de la zero decât să adapteze o construcție veche la cerințele de acum. Aflată între castelul Bran și pârtia Zănoaga, această pensiune cu 11 camere are avantajul unei panorame splendide asupra munților Bucegi, dar peisajul nu a adus și clienți în momentul în care a fost scoasă la vânzare. Unitatea de cazare a fost construită în anii 2000. Cu gresie pe jos și mobile din pal, nu se mai încadrează în standardele vremii, spun experții imobiliari. Acum 2 ani, proprietarul cerea pe ea 700.000 de euro. Societate este acum la 550.000 de euro. Mult sub prețul pieței, vine undeva la 780 de euro pe metru pătrat construit, de mai luând în calcul și suprafața terenului. În zona Bran Moeciu Fundata sunt zeci de astfel de exemple. Unii proprietari, deși au menținut curat, nu au adus îmbunătățiri, cum ar fi un spa sau o piscină. Alții nu au mai schimbat mobila. Foarte multe pensiuni sunt de atunci falimentare. Mulți încearcă într-un fel sau altul să continue activitatea, dar pe fond sunt efectiv nefuncționale. Gradul de ocupare este foarte slab. În aceste condiții, clienții sunt greu de găsit, chiar dacă prețul poate fi și la jumătate față de piața imobiliară din zonă. Cei care cumpără se gândesc poate de două ori înainte de a investi, decât să cumpăr o pensiune deja ridicată, care arată într-un mod nu foarte ok și modern, prefer să o construiesc de la zero și să o duc la standarde mult mai înalte. În zonă și infrastructura este o problemă. De pildă, această pensiune cu 9 camere, cu mobilă nouă și amenajări moderne, deși aflată într-o zonă liniștită, cu vedere spre munți și castelul Bran, este scoasă pe piață de 4 ani. Proprietarul a scăzut prețul de la 418.000 de euro la 385.000, dar tot nu a găsit un cumpărător. Nu este centură, nu sunt locuri de parcare, cine vrea să vină să investească, nici apă canal nu e, și cine vrea să investească se lovește de toate minunățile. Cele mai căutate unități de cazare din zonă sunt estimate la aproximativ 1700 de euro metrul pătrat construit. Sunt vile și cabane discrete, cu camere spațioase și dotări noi.